Vai de capul nostru, uite, am dormit pe un buștean, ne-am plimbat cât ține drumul, n-am avut unde să ne ducem, n-am avut unde pleca, am stat toată noaptea, uite, așa de pază. Cei care au fost evacuați și conduși la căminul liceului din Novaci s-au reîntors la locuințele proprii. S-a venit întunericul, apele s-au retras. Nu vorbim de cote normale, vorbim de faptul că s-au retras foarte mult comparativ cu orele de vârful. Mă refer la orele 14-30 și 15, când depășeau cu mult 2-3-4 metri chiar cotele normale. Asta după ce în timpul zilei a fost prăpăd. Am fost trei familii una lângă alta, cu nepoți, cu copii, cu toată lumea. Cât de mare a fost apa? A fost, uite cum se vede, 3 metri, 4 metri. Sunt tatăl cu fica și un prieten de-al lui. Sunt undeva în munte, le-au luat mașina, au rămas izolați. Oamenii din localitatea Novaci au fost evacuați din case după ce râul Gilorta a ieșit din matcă. Inclusiv clădirea Apelor Române a fost afectată. În zona a ajuns și premierul Victor Ponta, iar sătenii nemulțumiți au cerut socoteală pentru că autoritățile nu i-au ajutat mai devreme. Păi acum vreți veni cu utilaje, că dacă veni cu mâna, ce facem? Unde e? Unde? Acum merg. Acum venim. Haideți să-mi arătați unde sunt bătrânii. Unde sunt? Da? Haideți, luați-o înainte. Hai să vedem ce au oamenii acolo. Mai multe locuințe au fost inundate după ce debitul râului a crescut de mai multe ori. Apa a rupt diguri și maluri de protecție și s-a revărsat pe străzi. Un pod care traversează râul Gilort s-a rupt în comuna Albeni. Peste 500 de familii au fost afectate. Comuna Polovragi, acolo unde mai multe gospodării sunt inundate, s-a intervenit pentru evacuarea apei din 10 case de locuit și peste aproximativ 90 de gospodării. De departe, situația din Novaci a fost cea mai gravă. Au mai fost și în alte localități din județ gospodării inundate, curți inundate, chiar și case de locuit. Angajația ISU, jandarmi și salvamontiști au participat la evacuarea oamenilor din locuințele afectate de viitură. În sprijinul salvatorilor a fost trimis și un elicopter al Ministerului de Interne. O femeie a stat 5 ore agățată de un buștean până când salvamontiștii gorjeni au reușit să o salveze. Cu ajutorul unei tiroliene au fost recuperați din apele învolburate și un copil și alți 5 adulți.